Vă invit să deschidem cuvântul Domnului și să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 19, câteva versete până la versetul 23. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această după-masă am pe inimă să vă împărtășesc cuvântul Domnului, cuvânt în care vom vorbi despre învierea Domnului Iisus ca speranță pentru lumea în care noi trăim. Mesajul am numit Învierea lui Iisus, speranță pentru lume. Trebuie să pornim de la întrebarea legată de importanța învierii Domnului Iisus pentru lumea noastră. Are oare vreo legătură învierea Domnului Iisus cu viața noastră, cu experiențele noastre de zi cu zi, cu destinul nostru, cu viața noastră de familie, cu desfășurarea existenței noastre cotidiene? Ce putem răspunde oare la aceste întrebări? Are vreo legătură învierea Domnului Iisus cu privire la modul de a gândi existența omenească, de a gândi istoria vieții noastre pe pământ? Există oare un raport de influență care vine dinspre Mântuitorul nostru, din învierea Lui, spre lumea în care noi trăim, lume în care observăm foarte multe lucruri neașezate la locul lor? Războaie, violență, sărăcie, durere, calamități, tragedii de tot felul, o continuă luptă pentru existență și, în final, moarte fizică. Are oare învierea lui Iisus ceva de spus acestei lumi? Răspunsul este afirmativ. Învierea lui Iisus este speranță pentru lume. Mărturisesc cu toată convingerea adevărul că Domnul Iisus este viu. Pentru primii creștini, adevărul referitor la învierea Domnului nostru Iisus a reprezentat punctul central al credinței. Ei au spus, prin Apostolul Pavel, dacă n-ar fi înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Învierea Domnului nostru ține împreună toate lucrurile. Dar oare credem noi cu adevărat că a înviat Domnul Iisus? Credem noi oare cu adevărat că este viu? Cred că orice om cu simțul judecății obiective și-a pus această întrebare. Oare a înviat Domnul Iisus cu adevărat? Sau este un mit, o legendă, o vorbă purtată din gură în gură, care a intrat în timp în conștiința umanității, în final, un adevăr? Aș vrea să vă întreb, ați avut vreodată îndoieli cu privire la învierea Domnului Iisus? Aș vrea să vă vorbesc despre unii oameni care au avut îndoieli. Ucenicii au avut îndoieli. Femeile au avut îndoieli. Toma a avut mari îndoieli. Dar când a venit experiența revelației, când s-au întâlnit cu Domnul, îndoielile s-au dus. În urma lor au rămas certitudini
care pentru totdeauna le-au determinat existența, viitorul. De observat este că Sfintele Evanghelii nu își propun o prezentare sistematică a dovezilor referitoare la învierea Domnului Iisus. N-avem o rânduire organizată a argumentelor, o organizare, zice, apologetică a acestor dovezi. Nici de cum. Dimpotrivă, învierea Domnului Iisus este ca ceva ce vine cu totul surprinzător și pe neașteptate. Evenimentele o iau înaintea planurilor. Totul este altfel decât poate că cineva și-ar fi închipuit că va fi. Iisus s-a arătat unor femei și dacă cineva în secolul I ar fi dorit să aibă martori puternici în fața unor instanțe, cu siguranță n-ar fi încredințat mărturia unor femei care n-aveau în acea vreme dreptul de a repune mărturie în fața unei instanțe. Cu toate acestea, Mântuitorul nostru Iisus, prin înviere, se arată ucenicilor, se arată întâi femeilor. Primii martori au reacționat foarte ciudat. Inimile lor erau muncite de gânduri, gânduri care au ieșit la iveală chiar prin cele spuse de Iisus. De ce aveți asemenea gânduri în inimă, a zis Domnul? Nu sunt un duh. Un duh n-are carne și oase, cum vedeți că eu am. Erau frământări, erau gânduri. Socot că ucenicii Domnului Iisus au fost surprinși peste măsură de adevărul învierii. Imaginați-vă, vă rog, că ați participat la înmormântarea cuiva drag, l-ați jeli 3 zile, e pus în mormânt, te-ai dus acasă și după ce s-a făcut seară, să-l vezi deodată în casă. Ce gânduri ți-ar trece pe minte? Dintre cele mai tulburi. Probabil că acestea au fost și sentimentele și gândurile ucenicilor Domnului nostru Iisus. Un adevăr însă, un eveniment care își face în forță loc pe scena istoriei omenirii, urmând să influențeze irreversibil destinul umanității. Învierea lui Iisus este speranță pentru lume. În cele ce urmează, vom împărătăși 4 adevăruri, la baza cărora învierea lui Iisus se așează ca o temelie. Adevăruri care apoi se constituie în speranță pentru lume. Primul adevăr, învierea lui Iisus este dovada prezenței împărăției lui Dumnezeu în lume. Învierea lui Iisus, stimați creștini, este dovada prezenței împărăției lui Dumnezeu în lume. Domnul Iisus, în propovăduirea sa, a anunțat că împărăția lui Dumnezeu va veni. El ne-a învățat să ne rugăm pentru venirea împărăției lui Dumnezeu. În rugăciune de Tatăl nostru a așezat și cuvintele, vie împărăția ta, facă-se voia ta. De asemenea, Mântuitorul nu doar că a anunțat că împărăția va veni și ne-a învățat să ne rugăm pentru venirea ei, dar mai mult decât atât, Mântuitorul nostru Iisus a spus că această împărăție s-a așezat, a venit. Odată în cuvântul său, Domnul mărturisea cuvintele, dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat în lumea noastră ca să aducă împărăția lui Dumnezeu. Împărăție prezentă în persoana sa, în cuvintele sale, în faptele sale, în tot ceea ce înseamnă misiunea sa. Însă, la superlativ, această împărăție a lui Dumnezeu își arată prezența în învierea lui Iisus. După ce acel eveniment s-a consumat, împărăția, prezența împărăției lui Dumnezeu în lume este o realitate pecetluită. Aș vrea să ne ducem aminte de un cuvânt. Este scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 17. Am așezat acest cuvânt ca să poată fi privit de noi, de toți. Iată ce este scris.
Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el i-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. La ce s-a referit oare Domnul nostru Iisus? S-a referit oare la faptul că împărăția lui Dumnezeu este prezentă în chip spiritual în inimă? În lăuntrul vostru, reprezentând aici inima, interiorul celui temător de Dumnezeu? Nici într-un caz așa în acest pasaj. În primul rând, din pricina faptului că fariseii, care au fost potrivnici lui Iisus, au adresat întrebarea. Era imposibil ca Mântuitorul să recunoască prezența împărăției lui Dumnezeu în inima unor oameni care au fost ostili, potrivnici. Nu este vorba de așa ceva. Ce să însemne atunci cuvintele împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru? Este în lăuntrul nostru în sensul că este prezentă printre noi. Împărăția lui Dumnezeu este la dispoziția noastră. Cuvântul în forma grecească folosește expresia entos heimon, adică împărăția lui Dumnezeu este la dispoziția voastră. Împărăția lui Dumnezeu este printre voi. Împărăția lui Dumnezeu s-a arătat și de acum este o realitate vie, la îndemâna fiecăruia. Nu se va spune, uite-o aici sau uite-o acolo, căci această împărăție deja s-a arătat, ea este prezentă. Împărăția lui Dumnezeu așteptată, dorită, râvnită de poporul Israel, de acum este prezentă ca o realitate spirituală, ca o prezență a lui Dumnezeu dinamică, ce acționează în forță printre oameni, deși ea nu s-a arătat încă, așa, în felul veacului viitor, ca domeniu, ca spațiu în care se va locui. Acest pasaj, care se leagă foarte mult de adevărul învierii Domnului nostru Hristos, poate fi înțeles și mai ușor atunci când îl comparăm cu felul în care poporul evreu a înțeles împărăția lui Dumnezeu. În Israel exista înțelegerea istoriei, avea loc cam după cum este făcută această reprezentare grafică. Veacul cel vechi sau veacul prezent, istoria în stare e prezentă, era înțeleasă ca o curgere continuă, care la un moment dat va fi oprită de o intervenție a lui Dumnezeu, intervenție care se va face cu judecata de apoi, care se va suprapune cu sfârșitul lumii și care va aduce așezarea împărăției lui Dumnezeu, veacul cel nou sau veacul viitor sau veacul care va veni, a spus Domnul Iisus. Mântuitorul nostru în predica sa recunoaște existența celor două veacuri, veacul cel vechi și veacul cel nou. A vorbit la un moment dat despre un păcat care nu va primi iertare nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Existența celor două veacuri este mărturisită de Domnul Iisus, recunoscută de Domnul Iisus. Însă, în învățătura Mântuitorului nostru, împărăția lui Dumnezeu nu se arată așa cum au gândit evreii. Întâi trebuie să aibă loc sfârșitul lumii și după aia vine împărăția lui Dumnezeu. Întâi trebuie să moară tot ce-i vechi, păcătoși și să fie pierduți, judecați și după aia vine împărăția lui Dumnezeu. Nu așa a învățat Domnul Iisus și nu așa ne-a arătat. Dimpotrivă, în învățătura Domnului Iisus apare un element cu totul nou. După învățătura Mântuitorului nostru Iisus, realitatea împărăției lui Dumnezeu vine și se suprapune cu istoria în forma ei actuală, cu veacul cel vechi. În reprezentarea noastră de aici, cu albastru este veacul cel nou și cu roșu este veacul cel vechi. Are loc o suprapunere. Împărăția lui Dumnezeu efectiv intră peste lumea noastră. Aceasta prin misiunea Domnului Iisus. Și în mod deosebit prin moartea și prin învierea Domnului nostru Iisus. Nu e nevoie ca să vină sfârșitul lumii ca să se arate împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este prezentă prin persoana Domnului Iisus în lume. Dumnezeu, prin forțele împărăției lui Dumnezeu, prin misiunea Domnului Iisus, invadează lumea.
are loc o suprapunere a două dimensiuni ale existenței. Lumea păcătoasă, stăpânită de cel rău, cu oameni păcătoși, înrobiți de păcatele lor, continuă să trăiască în rebeliunea și în răzvrătirea lor și deasupra acestei realități se suprapune o altă realitate, împărăția lui Dumnezeu, care vine în chip ascuns, vine imperceptibil. Ai nevoie de ochi deschiși ca să o vezi și de urechi bune ca să auzi pașii împărăției lui Dumnezeu. E o prezență spirituală la îndemâna fiecărui păcătos. Împărăția lui Dumnezeu s-a arătat în mijlocul acestui viac, fără ca lumea să fie judecată, fără ca să aibă loc sfârșitul lumii. Istoria continuă în felul ei de înainte, dar un element nou, cu totul nou, apare. Așezarea împărăției lui Dumnezeu prin misiunea Domnului Iisus. Biserica urma să preia această realitate și să o continue prin misiune, participând la mântuirea oamenilor, oameni care urmau să fie cuprinși în această împărăție și din ce în ce tot mai mult să se întoarcă la Dumnezeu. Acest viac este viacul intermediar sau viacul mântuirii, perioada pe care o trăim noi, oameni buni. Vremea din zilele noastre, care a început de la învierea Domnului nostru Hristos și care va continua până când va avea loc răpirea bisericii la cer. Învierea lui Iisus este garantul prezenței acestei împărății printre noi. Învierea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, garantează prezența împărăției lui Dumnezeu și oferirea ei, punerea ei la dispoziția oamenilor. De aici derivă speranța. Lumea noastră nu este o lume abandonată. Chiar dacă în ea sunt războaie, chiar dacă este suferință, este boală și moarte, toate aceste realități sunt expresii ale viacului vechi care continuă. Dar suprapus acestui viac s-a arătat o lume nouă, adusă de Iisus, prin întruparea sa, prin moartea sa, prin învierea sa, așezată în inimile celor temători, prin Duhul Sfânt, dat la cinzecime. De acum suntem parte a acestei împărății. Nu, dacă te orientezi și te uiți înspre ce e din viacul vechi, boală, moarte, suferință, păcat, nenorociri și tot felul, îți pierzi perspectiva. Dar realizând, trăim în această lume, nicio problemă, suntem orientați spre cele noi. Avem speranță. Avem credință. Învierea lui Iisus garantează acest lucru nou care vine. Ce-ar fi putut oare să schimbe perspectiva ucenicilor Domnului Iisus decât înțelegerea acestui adevăr? Ce a putut oare transforma din niște oameni fricoși, temători, derutați, care și-au pierdut viziunea, în niște oameni care s-au ridicat prin Duhul lui Dumnezeu cu forță și au arat Imperiul Roman într-o parte în alta și alte spații din afara Imperiului Roman, ducând Evanghelia, decât convingerea că împărăția lui Dumnezeu este o realitate prezentă? O realitate care cuprinde în ea oameni și în această realitate este iertare de păcate, este naștere din nou, este eliberare de puterea întunericului, este pace, este bucurie, este semnificație, e vindecare, slăvit să fie Dumnezeu. E perspectiva lucrurilor noi și deși umblăm pe pământ, că nu trebuie să pierdem din vedere că încă suntem în acest stadiu, umblăm pe pământ. Viacul cel vechi aruncă umbrele sale pe noi. Ne îmbolnăvim. Avem nevoie de îngrijire în corpul nostru, în fel și fel. Dar e ceva. În vasul acesta de lut s-a așezat o comoară. Prezența împărăției lui Dumnezeu. Frații mei, învierea lui Iisus garantează prezența acestei împărății. Credeți în învierea Domnului Iisus? Hristos a înviat, numele Lui să fie binecuvântat. Având în vedere această realitate, având în vedere că împărăția lui Dumnezeu este garantată din învierea lui Iisus, surori și frați, niciunul dintre noi să nu-și piardă speranța. Noi nu trăim într-o țară a întunericului, ci noi trăim în țara întunericului în care s-a arătat o mare lumină. Noi nu trăim în țara întunericului de dinaintea arătării luminii,
ci trăim în țara Întunericului, a fost o țară Întunericului, în care însă s-a arătat o mare lumină, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și acum depinde cum te orientezi. Dacă te orientezi spre lucrurile veacului vechi, te duci în Întunericul, care a fost înainte să se arate Iisus și care cuprinde în el pe toți oamenii care îl resping pe Iisus și care trăiesc în păcat. Dacă te orientezi spre viacul cel nou, spre Hristos, spre învierea Lui, prinzi viața Lui, ai perspectiva Lui. Și aici este speranța. De aceea este esențial cum ne poziționăm față de Domnul Iisus. Cei care cred în El au viața. Având viața, au speranța. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, învierea Domnului nostru Iisus este promisiunea și garanția reversibilității. Mi-am tot frământat mintea cum să spun acestui concept. N-am găsit altă formulare. Garanția reversibilității. În lumea în care trăim, ca o expresie a trăirii în păcat, într-un cuvânt a veacului vechi, existența umană întâlnește situații irreversibile. Situații în care toate lucrurile se duc pe de-andoaselea și nu mai e nimic de făcut, decât să asiști cu resemnare la situații pe care nu le poți controla. Realități crude. Cineva își poate pierde banii. Poți să te dai peste cap și nu se mai găsești. Eventual muncești și faci alții, dar aia care s-au pierdut sunt duși. Se poate pierde sănătatea. Oamenii care deodată află vești dureroase. Noi împărțim bolile în două, curabile și incurabile. Dacă vine o boală care se numește omenește curabilă, fugim repede la medici și facem tot ce ne stă în putere să aducem reversibilul. Dar ce te face dacă este o boală incurabilă? De ce te agăți? Îți rămâne să asiști cu neputință la o situație caracterizată printr-un cuvânt, ireversibil. Familia se poate destrăma. Oamenii se pot pune împotrivă. Gândiți-vă, vă rog, la o persoană care suferă de diabet. Tăcut, respectiva boală îi macină organismul. La un moment dat, din pricina acestei boli, trebuie să îi se amputeze picioarele. După ce a ieșit din sala de operație și după ce a trecut anestezia, când se uită spre locul în care cândva erau picioare, ce trăire are un asemenea om? Asta se numește irreversibil. Irreversibil. Asta ca asta. Cu așa ceva poți trăi, faci față, cu mare efort, de bună seamă, dar faci față. Dar ce vom zice atunci când pierdem pe cineva drag? Când moare un soț sau o soție? Un copil sau un părinte? Un prieten? E vremea doliului, vremea jălirii. Ne găsim împreună mai mulți, ne mângâiem, ne încurajăm. Dar se termină și serviciul de privec și de înmormântare. 2-3 zile, cei mai apropiați dintre noi ne sunt aproape. Iar după aceea se așează o liniște. Și în liniștea aceea, de fapt, nu e liniște. Este liniștea caracterizată de un cuvânt. Irreversibil. Cum poți aduce aceste lucruri înapoi? Sau ce vom spune de situația în care cineva, în urma unui accident, rămâne paralizat? Își dă seama că va sta într-un cărucior toată viața, neputându-și mișca picioarele și poate nici mâinile, dar mintea îi gândește corect totul. Și toate. Asta se numește irreversibil. Revenind acum la învierea lui Iisus ca speranță pentru lume, învierea Domnului nostru este promisiunea, așa trebuie privită, promisiunea, dar și garanția reversibilității. Este ceva ce s-a câștigat prin Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. În dimineața învierii s-a dovedit drumul invers, reversibilul. Iisus a fost trădat, a fost judecat, condamnat și executat.
a fost îngropat. Cum s-a vorbit dimineață în cuvânt, piatra a fost pusă pe mormânt. Ireversibilul a fost pecetluit. Și deodată Dumnezeu a intervenit în forță, aducând promisiunea reversibilului. De atunci încoace, pentru fiecare care se încrede în Domnul Hristos, există această promisiune. Va exista un alt Paște, Paștele nostru, prima înviere. Și acolo, la prima înviere, se va repeta la scară universală ce s-a petrecut într-o dimineață, într-un cimitir din Ierusalim. Iisus este numit primul rod sau pârga celor adormiți. Învierea lui Iisus, stimați oameni, este garanția că ireversibilul va fi anulat. Și în loc se va așeza o existență nouă. Veacul cel nou al împărăției lui Dumnezeu. Ascultați-mă, vă rog. Unora dintre dumneavoastră, din pricina poate a puține experiențe cu Dumnezeu până în prezent, aceste cuvinte vă sună straniu și ciudat la ureche și greu de primit. Dar nu contează și nu depinde adevărul obiectiv al lor și a realizărilor de felul în care ne raportăm noi la ele. Indiferent de credința pe care o ai și de convingerea pe care o porți în inimă, indiferent de convingeri puternice sau îndoieli, credință sau necredință, învierea lui Iisus garantează prezența împărăției lui Dumnezeu printre noi. Învierea lui Iisus garantează desfacerea ghemului vieții vechi și înșirarea lui reversibilă spre ordinea nouă a împărăției lui Dumnezeu, în care prin harul lui Dumnezeu noi ăștia de aici vom intra într-o zi. Este convingerea neclătinată pentru care suntem gata să ne dăm viața. Noi credem în viață veșnică. Dar întreb, cine garantează existența acestei vieți veșnice? Ce s-a întâmplat oare în cercul închis al istoriei omenești, care de aici, din perspectiva experienței noastre, să ne ofere garanția că așa este? Răspunsul este unic. Învierea lui Iisus. Învierea lui Iisus. O realitate care s-a întâmplat în cercul închis a istoriei noastre omenești, printr-o pătrundere din afară, prin puterea lui Dumnezeu. Și asta ne aduce garanția că va fi o viață nouă pentru noi, pentru fiecare. Aceste adevăruri se leagă de viața noastră, oameni buni. Viața de zi cu zi a zice că trebuie să o trăim din această perspectivă. Împărăția lui Dumnezeu este o realitate. Viața veșnică este o realitate. Deocamdată trăim în corp, dar va veni ziua când Domnul va aduce învierea viitoare și la Paștele nostru vom fi cuprinși și noi în slava viitoare a împărăției lui Dumnezeu. Până atunci, lupta cea bună a credinței. Dumnezeu să ne ajute. Al treilea adevăr care face din învierea Domnului Iisus speranță pentru lume. Învierea lui Iisus este prima secvență a realității ultime a împărăției. Prima secvență. Această împărăție a lui Dumnezeu care s-a arătat, care e la îndemâna noastră, care a răsturnat puterea veacului acestuia, puterea întunericului, această prezență a lui Dumnezeu ne face semn prin învierea lui Iisus. Este prima secvență acestei realități finale. Într-o zi se va așeza cu totul împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră credeți în revenirea Domnului Iisus? Vă mai spune ceva adevărul despre revenirea lui Iisus? Ce garantează oare realizarea acestei reveniri? Răspunsul este simplu. Învierea. Fiul lui Dumnezeu a înviat, binecuvântat să fie în numele lui cel Sfânt. Prin învierea sa, istoria omenească primește un dar dumnezeiesc.
Este ca și cum, vă rog, participați împreună cu mine la această imagine, o imagine vizuală. Închipuiți-vă omenirea ca și cum ar fi o minge. O minge mare. Imaginați-vă cum vreți dumneavoastră, o minge mare. Acolo, în interiorul ei, sunt oamenii. Își duc existența, acolo se sufere, acolo e boală, acolo e sărăcie, neputință, e blestem, e diavolul care îi chinuie. Și întuneric beznă. Și acei oameni din mingea aia închisă caută să-și facă viața mai bună. Tare ar vrea să spargă mingea asta și să iasă în afară. Nu se poate. Deodată însă se întâmplă ceva. Din afară, din afara lumii, nu prin forțele interne, imanente ale acestei lumi, ci din afară, printr-o săgetare de la Dumnezeu, venită din cer, de la Dumnezeul din afara universului, transcendentul Dumnezeu, intră în istoria omenirii, desface lucrurile, se aprinde lumina. Și acest semn este învierea lui Iisus, înviere, care este de fapt prima secvență din ceea ce va fi la învierea care ne urmează. Asta aduce speranță. Nu suntem abandonați. Chiar dacă în carne fiind suferim, vorba apostolului Pavel, în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin necazuri. Dar vom intra. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Pe parcursul zilei de ieri, atenția mi-a fost atrasă de un detaliu pe care mult timp l-am neglijat, deși l-am lecturat de zeci și poate sute de ori. Domnul Iisus, înviind din morți, păstrează în trupul cel înviat niște însemne. Însemne care devin profilul identității sale. Cartea lui de identitate, însemnele crucificării, semnul cuielor în mâini, în picioare și rana din coastă. M-am întrebat, oare de ce? Care să fie oare sensul? Și nu-mi propun aici neapărat să intrăm în a investiga pe această linie cât se poate investiga. Aș vrea doar asupra unui detaliu să ne aducem atenția. Noi care tânjim după perfecțiune, dacă ar fi să întrebe fiecare cum ar vrea să arate din punct de vedere fizic, ce ne-am gândit? Dinți drepți, da? Frumoși la chip, greutate, așa, proporții, fără riduri, piele întinsă, dacă se poate, fără pistrui, acnei, nu știu cum, cine știe, câte nu sunt în mintea asta omenească. Trecut prin corpul învierii, Iisus ia cu El în starea de înviat niște amintiri. Amintirile lucrării mesianice. Însemne pe care le poartă în corpul său și pe care le duce cu sine în cerul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne răzvrătim la faptul că rămân pe corpul nostru niște însemne. Nu vreau să insist foarte mult pe latura aceasta. Ceea ce însă este de observat este că Mântuitorul, păstrând stigmatele, cicatricile suferinței, de fapt poartă în acest fel emblema vieții de pe pământ. Și am putea spune, poate fără să greșim mult, că aceste stigmate concentrează în simbol tot ce a fost lucrarea sa mesianică. E posibil ca pe corpul învierii noastre să existe însemne ale lucrării pe care o facem pentru Hristos pe pământ. Nu știu. Vom vedea. Dar e posibil ca vorbele. El va face trupul nostru muritor, asemenea trupului slavei sale, să conțină și această latură.
Dacă așa va fi sau dacă nu va fi așa, nu contează așa de tare, cât aș vrea să luăm ceva duhovnicesc pentru fiecare. Iisus a păstrat cu sine cicatricele. Cicatricele au două proprietăți tare interesante. Ele nu se șterg, dar nici nu dor. Durerea a rămas în urmă. Tocmai acest lucru va fi adus din vierea Domnului nostru Iisus. Din perspectiva cerului, altfel arată existența. Evenimentul referitor la moartea Domnului Iisus e văzut altfel din perspectiva cerului. A zice că această perspectivă o vom avea și noi atunci când trecuți prin înviere. Cele vechi vor rămâne doar amintiri. Există două moduri în care putem să gândim existența omenească. Putem să ne uităm la cele care se văd din perspectiva veacului cel vechi. Războaie, nenorociri, boală, suferință, moarte, lipsă, calamități, o mulțime de lucruri rele pe care nu le-am dorit. În acest peisaj, învierea lui Iisus este o excepție spre care nici măcar nu îndrăznești să aspiri. Asta este o perspectivă. Există însă cealaltă perspectivă, să te uiți din perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Din această perspectivă, învierea lui Iisus este de fapt un start a ceea ce urmează să fie. E un punct de pornire a ceea ce urmează să fie. Și când din această perspectivă privești, suferința și ce este în lume este excepția. Spre ce mergem este gloria slavei lui Dumnezeu. Când te uiți așa la viața ta, este speranță. E nădejde. Lucrurile vechi le vom lăsa încet, încet în urmă. Vom purta poate pe corpul sau pe sufletul nostru cicatrici, amintiri, dar nu vor mai durea. Încet, cu credință și spre slava lui Dumnezeu, ne vom vindeca și ne vom duce la Dumnezeu. Amin. Ultimul lucru pe care îl voi sublinia și cu care poate ne vom duce și să ne rugăm lui Dumnezeu, învierea lui Iisus este lumina care aduce speranță. Învierea lui Iisus garantează prezența acestei lumini. Împărăția lui Dumnezeu este aici. Promisiunea reversibilității este garantată din învierea lui Iisus. Garanția slavei viitoare este pecetluită prin învierea Domnului Iisus. A început veacul mântuirii, s-a dus cu vremea fricii, păcatele pot fi iertate, cel rău este alungat. Dumnezeu este favorabil, slăvit să fie numele Său. Acum El se arată ucenicilor, pe care îi întâmpină cu cuvintele, nu vă temeți. El se uită peste lume, se uită la cei care îl caută, îi întâmpină, ne alungă greutățile, numele Lui să fie slăvit. Și aici aș lua vreo 5 exemple simple din narațiunea învierii Domnului Iisus. E primul exemplu, Maria, care era la ușa mormântului Domnului Iisus, în grădină. Cuvântul ne spune că plângea. În timp ce plângea, i s-a arătat Iisus și a întrebat-o, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Iisus i s-a revelat. Revelația Domnului Iisus i-a alungat depresia, întristarea și a șters lacrima. E speranță. Este vorba despre cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. Vorbeau între ei. Erau triști. Tristețea le-a acoperit sufletul, le-a cernit inima. Iisus îi întreabă, despre ce vorbiți între voi? În așa fel duce discuția cu ei, încât în final oamenii sunt adeveriți, tristețea este alungată, bucuria le revine în inimă, pacea se așează în sufletul lor și într-un suflet aleargă pe drumul celălalt, reversibilul, spre Ierusalim, vestind că Iisus Hristos a înviat. Sau grupul celor 10 ucenici închiși în casă, închiși pe din lăuntru, tremurând de frica iudeilor, neștiind ce se va mai alege de ei, deodată în mijlocul lor s-a arătat Iisus, care le-a spus cuvintele,
pace vouă. După aceste vorbe le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. A fost alungată frica. Sau e vorba despre Toma, care se chinuia cu groază în incertitudine, în îndoială, în neputința de a-și contura convingerile. În timp ce vorbea despre condițiile credinței sale, i s-a arătat Domnul Iisus. Imaginați-vă ce peisaj! Ce exprimare în forța împărăției lui Dumnezeu în prezența celorlalți, vorbea spunând: nu voi crede dacă nu voi vedea semnul cuielor. Întreb eu, unde era Iisus atunci când vorbea așa, Toma? Cu siguranță că era acolo. Dar întreb, unde era Domnul nostru Iisus atunci când Maria plângea la pământ, plângea la mormânt? Era tot acolo. Unde era Domnul Iisus în timp ce ceilalți doi mergeau spre Emaus plângând speranțele care nu se împlinesc? Iisus era tot acolo. Când Toma spune că nu poate să creadă, Iisus e o prezență undeva pe fundal, e acolo. Tot acolo este și când pe Marea Tiberiade se chinuie să prindă pește și după o noapte de trudă n-au reușit să prindă nimic. Iar prin vorbele, copilaș, aveți ceva de mâncare, se exprimă prezența lui Iisus, care toată noaptea a fost cu ei acolo. Așa îmi imaginez viața. Noi ne mișcăm și Iisus este aici. Iar din când în când face intervenții. Se arată. Nu ni se arată așa cum i s-a arătat lui Toma, dar o simțim în suflet. E în vorba unui frate, e într-o cântare de laudă, e într-un cuvânt din Scriptură, e într-o vibrație a inimii, e în rugăciunea din odăiță, în fiorul Duhului. Toate aceste exprimări sunt exprimări care ne aduc speranță. Ne ridicăm, ne ștergem lacrima, mergem înainte, luăm la inimă cuvântul: nu vă temeți, pace vouă, și cuvântul: fii credincios. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Învierea lui Iisus, speranță pentru lume. Creștinii sunt oameni care trăiesc conștienți de realitățile veacului vechi, dar cu speranță. Cu speranță că de partea lor este cel tare. Și de acum, mergând spre încheiere, aș vrea să vă întreb, stimați ascultători, credeți dumneavoastră cu adevărat în învierea Domnului Iisus? Vorba apostolului Pavel: știu că credeți. Dar este posibil ca între noi în această seară să fie cineva care încă n-a crezut cu toată inima. Vă chem să luați credința. E prezent în atmosfera adusă de împărăția lui Dumnezeu, prin cântarea voastră, prin rugăciunea anunțată, prin citirea Scripturii, prin punerea noastră împreună. E prezent aici. Să-ți deschizi inima și să o iei. Să te întreme Dumnezeu, să-ți îndrepte sufletul înspre El, să te facă să vibrezi, să te vindece de patimă, de toate relele pe care, în care am intrat de unii singuri, de unul singur, de unii singuri, dar nu putem ieși singuri. De acum El este gata să ne vină în ajutor, numele Lui să fie slăvit. Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Trebuie să ne întoarcem la Hristos cu credință. Să aducem rugăciunea noastră, mulțumirea și mijlocirea noastră, pentru că El este speranța lumii, slăvit să fie El în veac de veac. Frați și surori, înțelegerea adevărului că împărăția lui Dumnezeu s-a arătat și că este garantată de învierea Domnului nostru Iisus se constituie în baza mandatului misiunii. De asta ne ducem să purtăm Evanghelia și altor oameni, ca și ei să creadă.